Pentru tenisul românesc, 7 aprilie reprezintă o zi de sărbătoare, dacă avem în vedere că într-o astfel de zi, în urmă cu exact 24 de ani, în Târgoviște, avea să se nască una dintre cele mai simpatice și performante rachete feminine ale țării noastre. Sorana Cârstea este numele său, iar dacă vorbim de palmaresul său în 2013, spunem: poziția 22 în clasamentul WTA, finalistă în turneul de la Toronto, după ce le învinge pe sârboaica Iancovici, cehoaica Kvitova și chinezoaica Nali. Cârstea joacă tenis de la 4 ani, inițiată fiind de părinții săi, iar astăzi, după 20 de ani, lucrul care o deranjează foarte mult este să joace contra unei românce sau a unei prietene. Eu încerc tot timpul să nu mă uit foarte mult în partea cealaltă a fileului, pentru că în momentul ăla apar sentimentele că este prietena mea sau că nu, așa că încerc să mă concentrez pe jocul meu strict și să nu mă gândesc cine în partea cealaltă. Întâlnirile sale cu Caroline Wozniacki se desfășoară oarecum sub acelea sentimente, pentru că jucătoarea daneză născută în același an cu românca îi este o bună prietenă. Am spus de fiecare dată când am o prietenă foarte apropiată, încep să joc din foarte, foarte mult cu ea. Și nu știu, probabil că e soarta, care chiar cu Caroline nu mai jucați împreună de la 14 ani și dintr-o dată am trecut, am jucat de 3 ori împreună. Dar asta este în tenis și normal, în momentul în care începi să joci bine și cu cât te duci mai sus, sunt cam aceleași jucătoare și atunci e normal să începi să le întâlnești din ce în ce mai des. Sorana este jucătoarea româncă de tenis care devine profesionistă la 16 ani, după ce în 2004 era lider mondial la categoria sub 14 ani. 2009 însă reprezintă un bun an competițional pentru româncă, accesul în sferturi la Roland Garros și Los Angeles, așezându-o pe poziția a 23-a WTA, cel mai bun loc ocupat la acea vreme de o reprezentantă româncă a tenisului.